am arătat că formulele oglinzilor sunt cele pe care le vedeți. Oglinzile sferice pot fi concave sau convexe. Focarul unei oglinzi sferice este locul în care se întâlnesc razele sau prelungirile lor care vin paralel cu axa optică principală. Putem considera că razele sunt paralele pentru că vin de la un obiect care se găsește foarte departe, să zicem la infinit, și atunci putem pune condiția x1 egal cu minus infinit și obținem distanța de la vârful oglinzii la focar, care se numește distanță focală, f mic, și este egală cu jumătate din rază. Elementele oglinzilor sunt axa optică principală, care este axa de simetrie a oglinzii, vârful oglinzii, punctul de intersecție a oglinzii cu axa optică principală, centrul oglinzii este centrul sferei din care face parte calota sferică, raza de curbură este raza sferei din care face parte această calotă, focarul principal se găsește, așa cum am spus, la jumătatea distanței dintre vârf și centru. Este locul în care se întâlnesc razele care au venit paralel cu axa optică principală la oglinda concavă sau direcțiile lor la oglinda convexă. Oglinzile au și focare secundare, punctele în care sunt concentrate fasciculele paralele, dar care nu vin paralel cu axa optică principală. Deoarece oglinzile concave concentrează fasciculele paralele, ele sunt convergente și, după cum veți vedea, pot să dea imagini reale. Ele au focar real, pentru că după reflexie, razele incidente paralele cu axa optică principală vor trece prin focar. Oglinzile convexe împrăștie fasciculele formate din raze paralele, de aceea sunt divergente și, după cum veți vedea, dau numai imagini virtuale. Ele au focar virtual pentru că, după reflexie, razele incidente paralele cu axa optică principală nu trec prin focar, trec prin focar doar direcțiile sau prelungirile razelor. Oglinzile concave au centrul în fața lor, deci raza are valoare negativă, așa că, după cum ne arată formula, și distanța focală este negativă, ceea ce ne arată că focarul se găsește în fața oglinzii. Oglinzile convexe au centrul în spatele lor, deci raza are valoare pozitivă, așa că focarul este și el în spatele oglinzii, iar distanța focală este pozitivă. Pentru construcția imaginilor în oglinzi trebuie să folosim raze de lumină despre care știm cum se reflectă și de obicei folosim trei astfel de raze. Întâi, o rază care vine paralel cu axa optică principală, știm că ea se reflectă prin focar sau, în cazul oglinzilor convexe, dinspre focar. Apoi, o rază care a trecut prin focar pentru oglinzile concave sau care se propagă spre focar în cazul oglinzilor convexe, ea se va reflecta conform principiului reversibilității razelor de lumină paralel cu axa optică principală. Și apoi, o rază incidentă care a trecut prin centrul oglinzii sau, în cazul oglinzilor convexe, se propagă spre centrul oglinzii, astfel de raze cad normal pe suprafața oglinzii, având aceeași direcție cu normala la suprafață. Și în acest caz, unghiul de incidență fiind 0 și unghiul de reflexie trebuie să fie 0, așa că aceste raze se reflectă pe același drum.